Morning Glory, Morning Glory, dați-mi înapoi, dihori. Hai să încercăm un pic să vedem cum e cu chestionarul ăsta de Morning Glory. Yes. Ia să vedem. Care a fost clipa ta de glorie anul trecut? Anul trecut, când mi-am dat afară constructorii. Eu sunt în construcție de casă și până întotdeauna m-am enervat și am zis ieșiți. Da. Și am mai zis niște chestii, dar e prea dimineața. Având atât de puține vocale. Da. E cu I, cu E, așa, cu și ăla a fost cu... clipa mea de toți. Da. Toți. Bă, deci nu s-a mai putut. Nu, mă, mi-au mâncat nervi. Pare rău că s-a ajuns aici. Ai o problemă cu cineva, cu ceva acum? Te supără? În afară de politicieni? Nu. Ăștia sunt o problemă pentru tine? Mai bagi în seamă? Nu, și care e problema? Nu mă mai, dă-i dracu de aici, jur. Adică, știi care e problema? Fii atent. Problema nu e că ăștia de la PSD să ceartă între ei. Problema e că nu e niciunul care să profite de certa lor. Deci, băi, știi, lăsați, o zgârție, nu fac nimic. Bă, mi-e dor de Băsescu, ai nebunit. Mi-e dor să vină la să zică, ia uite, proștii, dracu, ce fac, uite că fac eu mai bine. Bă, nu e unul care să zică ceva. N-are cine să vină după. Acum. Ăștia aleargă singuri pe culoare, toate culoarele sunt ale lor. Să certe între ei. Tot ei ajung pe locul 2. Toți, și pe 2, și pe 3, și pe toate locurile sunt ale lor. Primul pe țară, al doilea pe județ. Da. Ce vrea lumea de la tine de obicei? Lumea vrea să s-o fac să râdă. Da? Mm-hmm. Și îți convine chestia asta sau te enervează? Ești actor, ai acest rol care te... Te chinuie? Celentano? Nu știu. Celentano nu mă chinuie, nu. Îți place de el? Nu mă chinuie. A fost o perioadă în care nu-mi plăcea, dar hai să fim serioși, dacă eu am grijă cum trebuie de Celentano, la un moment dat va veni vremea în care o să aibă și el grijă de mine. Aha. Știi, adică hai să știm, dracu. Dar la oculist mergi? Ar trebui să mă duc. Da? Ar trebui să mă duc. Nu-ți vine să mergi cu ochiul așa din când în când? Niciodată. Nu? Adică nu-ți fuge singur? Nu pleacă, e pe control. Cel mai penibil moment de care ți-amintești? Păi, dar nu o să ți-l povestesc, îți dai seama. Nu, zi-mi-l pe ăla. Nu, mă, nici rătate, sunt de jenă. Sunt de jenă, nu pot să ți le zic, ce ai? Și nu, n-au nimic sexual, alea le uit. Pe astea le trec repede. Jenele alea, nu ți le zic, nu pot să spun. Nu pot să spun. Mă, măcar unul. Nu pot, nu trage de mine, te rog. Bine, cel mai masculin lucru pe care l-ai făcut în ultima vreme, în afară de asta cu constructorii. Cel mai masculin lucru? Da. Băi, nu e masculin, dar am făcut ceva anul ăsta, pentru prima dată în viața mea. Am fost la pedicură. Băi, și ți-ai făcut pedicură la picioare, da? Da, fii atent, stai un pic, uite, fii atent. Da. Eram cu nevastă mea, eram la începutul anului, ne-am luat și noi să plecăm undeva într-o vacanță și cu copii. Și s-a dus nevastă mea la hotel, manicură, pedicură, dragi. Și vine în cameră și zice, mâine dimineața la 11 ți-am făcut programare la pedicură. Da, mă, dracu, lasă-mă, bă, scuză-mă, că ești nebună. Nu, te duci, nu te ține mult, 10 minute, că n-are mare cu ce să-ți facă, dar face tante aia un masaj la picioare, o reflexoterapie și nu știu ce. M-am dus acolo la recepție, jos, la zona de spa, cu jenă m-am dus la recepție, că mai erau oameni acolo, zic, să nu și eu programare la pedicură. Poftiți? La pedicură, o nimeriți în păia surdă, vezi, la pedicură, doamnă. Da, pac, m-am dus acolo, m-a luat somnul pe scaun. Deci, o tanti mâini de aur. Am dormit de dracea dată. Cam marți după Crăciun, cu aia cu... Vrei să-ți fac un masaj la picioare? Așa. Foarte mișto. Ți s-a interzis vreodată accesul undeva? Da. Unde? M-am și certat. Într-un restaurant din București. Da. La un moment dat, nevastă mea avea nebunia asta să mă îmbrace fancy, trendy, ca pe Smiley. Nu știu ce dracu apucase. Așa. Că eu nu-mi cumpăr niciodată haine, ea mi le cumpără. Păi și mi-a cumpărat, am zis, bă, cumpără și mie un training. Aveam și eu un training, că nu mai am un training ca lume. Și mi-a luat ea un training de nu știu care dracu, de la cuturul jos, cu nu știu ce, cu o bluză, cu glugă, frumos. Nu era exact stilul meu. Mă, un training nou, frumos, niște ghete mișto. M-am dus la teatru că aveam spectacol, după spectacol vorbesc cu niște prieteni, hai vis-a-vis să mâncăm ceva. Și unde asta? Poți să-i zic numele? Da. La mama.
Fii atent, la mama, cu băncile alea de schiori, să mă rog, dacă nu, că au mobilă aia de zi. Deci nici măcar n-au scaune. Da. Au niște bănci de alea. Trebuie să primească fără clăpare acolo. Fii atent, da. Și mă duc acolo. Băi, prima dată când îmbrăcam și eu treningul ăla, bă, că am îmbrăcat treningul, m-am dus la teatru. Păi la teatru cu costum frumos. Nu da. Apar pe scenă așa. Și după aia zic, haide mă, să bem ceva, să mâncăm ceva. Și intru acolo cu prietenii mei și vine o tante, zice, n-aveți voie în training. Doamne, să mă rog, dacă nu. Deci Versace face training-uri. Dolce Gabbana, ăștia fac training-uri. Adică ăsta chiar nu e training cu care mă duc la sală, că nici nu-mi place. Dar merg și așa frumos prin oraș, nu că n-aveți voie în training. Zic, de ce? Nu e potrivit? Nu e potrivit. Zic, dar ia uitați-vă, doamne, de acolo de ei să văd bretele de la sutien și chiloții din blugi. Adică e mai potrivit, și eu nu sunt potrivit, că sunt curat, îmbrăcat și așa. Nu, n-aveți voie. Bă, și a trebuit să plec. După aia m-a sunat patronul să ne înțeleg cu el, să nu știu ce dracu de aici, lasă-mă pace. Deci o prostie, adică nu vin. Da, era un training de seară, mișto, frumos. Băi, atenție, era negru, spatele frumos. Gol? Bă, stai-mă puțin, sunt curat, sunt aranjat. Dacă n-aveai spatele gol la training, de aici ți s-a tras. Oamenii sunt atenți la finețuri. Da. Ai un cuvânt sau expresie care te enervează foarte tare acum? E vreun cuvânt? Nu, aveam, era... nu, la un moment dat m-a enervat când avea tata un tic verbal de a trecut, din două motive. Asta era? Tata avea mereu chestia asta, îl întrebai ceva, de ce crezi că ninge? Din două motive. Deci el dădea din prima din două motive și după aia le căuta. Îi plăcea lui chestia asta din două motive. Nu știu unde o văzuse. Nu știu, din două motive. Par credibil, adică par să știi, da, oricum, mai ca, multe motive. E ca atunci când zici, bă, cât de departe ești de 452 de metri. Ești foarte exact. Chiar ai senzația că la știe ce vorbești. Nu zici, bă, 500 de metri. El are acces la mai multe motive, dar din toate motivele pe care le-a... Pare importante. Alea două sunt... De ce faci asta? Din două motive. În ce film sau în ce carte ți-ar plăcea să trăiești? Încă nu m-am depărtat de copilăria aia cu cei trei muschetari. Aia ar fi o zonă care mi-ar plăcea. Cu onoare, cu dreptate, cu bătaie, cu ilegalități, Zoro, cu săbii. Mă rog, mai poți și în Corea de Sud, mai pe măști. Chitariștii, soliștii, toboșarii sau basiștii, care ți se par mai mișto într-o trupă? Care îți place? Ce ai vrea să fii? Basist, toboșar sau... Care ți se pare că au mai mult succes? Succes, evident, la, vocalul, mă rog, și la... chitaristul. Da. Toboșarul e la care nu se uită nici dracu, dar toboșar mi-ar plăcea. Da? Da, mi-ar plăcea. N-am tobe. Nici nu știu dacă am ureche muzicală. Adică pot să recunosc un fals sau ceva, dar da. Eu să cânt cu gura nu. Așa că mai bine pe tobe, da, bat în ele de dracele. Ai un sunet pe care îl consideri irezistibil? Ceva care îți place foarte mult? Da, mi se pare corect. Când erai mic, ai tăi spuneau mereu că... Că sunt talentat. Da? Da. Te-au încurajat? Da. Ei te-au încurajat să devii actor? Da. Ce drăguț. Da, am avut noroc. Adică... Nu pleci niciodată de acasă fără? Cuțit. Pentru unt. E briceguț? Foarte mișto. Da. E foarte bun. Sunt în construcție de casă. Mereu tai un ambalaj, mereu fac ceva. Mereu. Cea mai tâmpită trupă? Nu știu, nu prea mă pricep la muzică, care ce să zic. Ți-a distrus tinerețea, ceva. Care mi-a distrus tinerețea. Da. Cine te-a enervat pe tine? Ăia cu banii și fetele, ne mănâncă zile. Valahie. Aoleu, da. Valahie. E groaznic, da. Da. Ai un gen muzical care ți se pare deplorabil? Nu. În funcție de cât vei să toate ți se pare interesante. Dacă mâine ar veni apocalipsa, ce ai mâncat la ultima masă? Aș mânca ceva făcut de mama oricum. Ce? O musaca. Musaca? Da. Cartofi sau vinete? Cu cartofi. Da? Nu-ți place cu vinete? Nici nu știu că am încercat la greci odată. E bună, dar dacă e ultima masă... Ai la scârbos deasupra. Bă, dacă e ultima masă... Da, e ultima. Lasă-mă cu musaca cu cartofi făcută de mama. Ai și consumat ceva alături? Iaurt. Iaurt, deci, șmecher. Îmi place. Adrian Băncică, îți mulțumim foarte mult. Și eu succes mulțumesc. Cu noul sezon, nu? Când începe? Nu știu când începe difuzarea.
la sfârșit de februarie ar trebui, dar uite și zăpezile astea, dracu, mai aveți show-uri de stand-up? Sigur că da, sigur că da. Păi am avut sâmbătă, am avut la Constanța, o să mai avem la Constanța, o să mai avem și în regie la Arena Pub, o să avem, o să avem. Da, o deci să avem. E, să stăm liniștiți. Da, a început anul, bine, le facem pe toate. Foarte bine. Îți mulțumim mult, s-a ascult și tu Morning Glory și mai... Citește-l pe Eminescu, nu stai mai, așa. Mai, te văd eu frumos, mai, că te văd, ai lipsă de Eminescu în organism, da. Parcă te văd. Mersi. Îți mulțumim foarte mult și că ai venit. Și plăcut în continuare. Da, mulțumesc. Mulțumim, ne auzim mâine dimineață. Vă Răzvan Exarhu, Ioana Epure, Laura și cu Horia Ghibuțiu și cu Mihai Vasilescu din regia de emisie Răzvan Exarhu. Vă salut, ne auzim mâine, am revenit la radio și foarte bine, țineți sus munca bună și nu uitați că de mâine ne întrebăm hamletian what the duck is going on. Don't sleep on you. Morning Glory at Rock FM. What the duck is going on?